Salutare tuturor, sunt Cosmin de pe Photoshop rog, iar acesta este Quick Tipul cu numărul 12. Quick Tip de Sony Vegas. În acest Quick Tip nu va fi un episod serios, ci vă voi învăța cum să creați efectul de picture in picture în Sony Vegas. Adică un video care se ruleze în timp ce rulează un alt video. Pentru asta avem pista video și audio pentru videoul primar. Vom da un insert new video track. Vom alege al doilea videoclip. Să zicem, oricare, nu știu, hai să luăm pe ăsta, free looping background, l-am pus aici mai sus s-a pus și videoul, îl ducem unde vrem să pleze, să zicem la mijloc. Vom mări un pic suprafața ca să vedem mai bine. Ok. Și după cum vă puteți vedea, în acest moment videoul primar va fi cel de deasupra, la fel ca și la Photoshop de altfel. Vom da pe Event Pen Crop, vom da un click, un Match Output Aspect ca să fim siguri. Iar apoi vom trage de acest slider, după ce dăm zoom, vom trage de acest slider în afară, cât vrem de mult, cât vrem noi de mult. Să-l tragem să fie, să zicem că vrem să fie cam atâta. Ok. Tot în event pen crop cu zoom, putem să mișcăm, să mutăm text, video-ul unde vrem noi. Dacă vrem să-l punem în colțul de jos, îl vom pune în colțul de jos. Iar când vom da play, sperăm că râșnița mea să proceseze bine. Și a apărut acest video. Și vedeți că rulează în timp ce rulează acest film. Filmul este de la zona IT. Amintiri din viitor, comportament de gamer se numește episodul. Uh, se găsește, canalul se găsește și în boxa mea de parteneri. Uh, face review-uri la jocuri. Mă rog, nu asta este ideea. Așa se face efectul de picture in picture pentru Sony Vegas. O să vă văd în alte tutoriale și în Camtasia Studio cum să faceți chestia asta. Oricum, măriți cât vreți voi. Puteți să micșorați să măriți videoul tot din event crop. Puteți să aplicați ce efect vreți pe video ca la un video normal. Și cam asta e, un efect foarte ușor, foarte simplu. În tutorialul următoare vă voi arăta și cum să creați un video în 3D. Nu un video care să fie vizualizat 3D, ci un layer în 3D. O să vedeți despre ce este vorba în tutorialul respectiv. Pentru asta nu uitați să vă abonați, să dați like, favorite, share. Share pe Facebook, pe Twitter, pe Messenger, pe tot ce vreți voi. Și să lăsați comentarii de sub, în secțiunea de comentarii și pe canal. Întrebări cereri de tutoriale, de resurse, de backgrounduri, de ce vreți voi, în limita timpului disponibil. Le voi face, le voi... Vă voi asculta și le voi lansa. În speranța că voi avea timp. Acum sunt în vacanță, deci teoretic o să am timp. Ok, asta sta. Da, a fost tutorialul de astăzi. Eu sunt Cosmin, ne auzim la un nou quick tip. Salut!